pe drumul vechi, de la Funtulea spre București, mult mai bine decât pe autostradă, o să vedeți, nu e? Fără gropi, fără denivelări. Avem 80 de km pe oră, viteza a treia, la 2000 de durații pe minut. Cel care
gata. Diferiță, stai, te-ai gândit.
de 60. Mă cam plictisisem. Nu mai jucam și noi. Puneam sângele în mișcare să mă ia sub. Ăștia vor să ne scoată dieselurile de 3 litri, al meu, în cazul meu, ca să ne luăm cotețele alea de 0,9 de la Renault. Băgăi mea ești pula în morții voștri și în cotețele voastre. Și românii se bucură, românii vor să fie săraci. Aia săraci nu vor să ajungă bogați, vor să ajungă aia bogați săraci ca ei. Asta e satisfacția românului. Când taie pădurile, fac grup de gunoi lângă orașe, vă pun interdicții la mașini, aia la țară dau foc la cauciucuri, la gunoaie. Păi fute grijă de mașini, de poluarea de la mașini. Și că plătesc bine impozit, 30 de milioane aproape pe an la mașină. Apul la morților. Vor băga taxă să-i scot catalizatoarele, tobele. Pun o țeavă de aia curasă să dea fum. Și toți nu dau mașină.